Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre reuniunea Consiliului Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, care a avut loc în capitala Kazahstanului în zilele de 28-29 mai anul curent. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm cu invitații din această seară, care sunt Victor Stepaniuc, ex-vicepremier, doctor conferențiar universitar. Bună seara, domnule Stepaniuc, și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Salut prezența în studio a domnului Valentin Beniuc, doctor habilitat, profesor universitar, rector IRIM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și nu în cele din urmă, salut prezența a domnului Vasile Bolea, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Stepaniuc, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune și să vă întreb. Pozițiile le-am urmărit, am văzut că mai multă lume s-a pronunțat vis-a-vis de acest eveniment care s-a desfășurat în capitala Kazahstanului. Haideți, vreau să vă expuneți viziunea dumneavoastră, reieșind și din experiența politică pe care o aveți, prin ce a fost și este necesar acest Consiliu Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice și care ar trebui să fie așteptările noastre realiste. Evident că Republica Moldova are niște vectori dezvoltării sale, inclusiv în politica externă, și noi cunoaștem că vectorii respectiv sunt fixați în principiu în legislație. Este vorba despre integrarea europeană. Chiar dacă în societate, față de această problemă, sunt viziuni diferite și partidele politice și politicienii, și haideți să recunoaștem că după 2016 acest vector pro-european a suferit un anumit eșec, eu spun așa, un eșec de imagine, fiindcă este vorba de o anumită guvernare, de niște eșecuri în viața socială și economică. Vine un președinte ales de popor, președintele Dodon, care încearcă să aibă alte viziuni asupra politicii externe, inclusiv restabilirea bunilor relații în spațiile noastre tradiționale, să are în vedere spațiul economic tradițional, cu care noi am fost legați, mai ales în ultimii 200 de ani. Și în acest sens, politica președintelui, eu cred că a fost salutată în mai multă lume și sunt economiști de valoare în țara noastră, care spune că da, acest spațiu trebuie să valorificat. Noi, din păcate, suntem doar observatori la această mare organizație, așa spunem noi, eurasiatică. Dar aici sunt partenerii noștri tradiționali. Noi când vorbim de parteneri tradiționali, vorbim de spațiul fostei Uniunii Sovietice, dar nu numai de acest spațiu, dar și de spațiul care istoric în ultimii 200 de ani, într-un fel sau într-altul, s-au instalat aici foarte multe legături legate mai ales cu viața economică. Și atâta timp cât noi nu avem un alt specific al economiei, dar specificul este așa cum este, mai mult agrar, mai multe producerea acestor produse agrare, da, tradiționale. Din păcate, nu prea avem industrie. Dar, desigur, președintele nostru, ca economist, a reflectat în mai multe discursuri, în programul Partidului Socialiștilor, această revigorare, de fapt, a industriei, a vieții sociale, economice și civile. Și atunci, președintele, am văzut eu personal din 2017, cel puțin de la ziua independenței, când dumnealui, în discursul închinat aceste zile, a abordat problema deci, dezvoltării noastre pe așa multivectorială în politica externă, având în primul rând în vedere realitățile deci economice, realitățile relansării economice. Așa că eu consider că acest spațiu pentru noi este important și este foarte bine că avem deci politicieni care încearcă să privească lucrurile acestea pragmatic. Și noi ne legăm, eu cred că Republica Moldova trebuie să-și lege speranțele cu acest spațiu, anume având în vedere perspectivele de renaștere a economiei. Renașterea economiei nu poate fi făcută doar prin acele încercări de a găsi piețe de desfacere în Uniunea Europeană,
în alte părți, dar de revigorat într-un fel spațiul economic al Uniunii Euroasiatice. Avem aici parteneri, avem parteneri tradiționali, în primul rând, desigur, este Rusia, dar sunt și țări care se dezvoltă foarte dinamic în ultimul timp. Exemplul Belarusului, exemplul Azerbaijanului, dar chiar a Uzbekistanului, care și-a renovat o bună parte din industrie în timpul președintelui Karimov. Și aceste țări sunt pentru noi interesante, noi cunoaștem, ei utilizează într-un fel aceiași termeni în economie, ei vorbesc o limbă care noi o cunoaștem, ei utilizează în mare parte limba rusă și drumurile sunt cunoscute în spațiul respectiv. Și în sensul acesta, desigur, președintele duce, mie mi se pare, cu o linie destul de pragmatică și interesantă. Domnule Beniuc, făceam referire, iată, la început acestei emisiuni despre viziunile diferite raportate la acest eveniment. Și dacă avem abilitatea a citi printre rânduri, vedem că chiar unii experți naționali, dar și voci din afara țării, identifică oarecum o reticiență, ca să nu zic teamă, din partea marilor puteri sau a unor puteri. E așa? Iată, reuniunea despre care vorbim, Consiliul Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice, deranjează pe cineva pe plan extern? Ca să fiu foarte exact? Da, evident că deranjează și foarte serios. Dar pe cum? Mai apare o structură, o uniune, așa, economică, vamală, cu intenție de perspectivă în dezvoltarea acestei uniuni, intenții foarte serioase și evident că deranjează. Concurentul întotdeauna deranjează. În afară de aceasta, uitați-vă, situația, noi întotdeauna o prindem în expresia ideologică. Și odată ce Rusia este un serios actor internațional, dar și concurent a marilor actori, cum ar fi Statele Unite ale Americii, evident că Rusia este supusă unor critici dure și de multe ori neîntemeiate. Dar ea este pivotul Uniunii Euroasiatice, Uniunii Economice Euroasiatice. Ea este pivotul. Da. În jurul ei se încearcă a se structura, inițial Kazahstanul, Belorusia, mai târziu Armenia, cu intenția de colaborare. Actualmente este Israelul, Singapurul, chiar China și alte țări. În sensul ăsta, invidia și aspectul ăsta ideologic negativ față de Rusia și față de Uniunea Euroasiatică, ea crește, ca față de un concurent. Pentru că China, dacă se va include serios în colaborarea cu această Uniune, ea fiind un mare concurent, volumul economiei, după volum, economia Chinei acum ocupă locul întâi în lume, este deja serios înaintea volumului economic și al produsului, să-i spunem așa, Statelor Unite ale Americii, evident că această Uniune va fi și mai mult atacată. Dar vreau să menționez încă o chestiune. Este bine sau este rău că noi de multe ori pierdem orientarea asta. Încă o dată zic, percepem lucrurile prin aspectul ăsta ideologic. Că Rusia e rea și aici sunteți primitivi. Ei, și vreți voi cu Belorusia, unii un dictator acolo, dar ce vreți voi cu Kazahstanul, unde acolo iau și capitala se numește Nur-Sultan și așa mai departe, da? Da. Aprecierile este așa, ea ușoare, subiective, de lozincă și extrem de ideologizată, prinde foarte ușor la lume. Pe de altă parte, unii vreți voi? Acolo unii Nur-Sultan Nazarbayev sau partea asta unii Europa civilizată, cu valori, cu străzi, cu drepturile omului, cu istorie faimoasă și așa mai departe. Noi ce spunem? Cine rămâne spune? E evident că în Europa și așa mai departe. Dar deci, și noi ne pierdem chiar în traise doi vectori. De ce ne pierdem? Pentru că nu ne ținem de casa noastră, de statul nostru, de Republica, de Moldova noastră. Noi nu ne ținem
Și încercăm a spune, ei, că trebuie în Europa că să ne dea mai 100 de milioane să plătim lefurile, altfel ne pierdem. Trebuie în parte ce e în Uniunea Euroasiatică, acolo ne înțeleg, cum este o spus domnul Sevea, este piața de desfacere, este o limbă comună, sunt parteneri cunoscuți și așa, comportamentul e cu mult mai ușor în orientare și așa mai departe, parte ce. Iată lucru, noi ne pierdem aici. Dar președintele, iar revenind la președinte, președintele, el a propus o chestiune foarte interesantă, totodată complicată, da, ca noi să înșghebăm niște relații, nu doar Moldova, Uniunea Europeană sau Uniunea Economică Euroasiatică, dar să reușim a înșgheba niște relații dintre acestea două uniuni la sensibilizarea relațiilor dintre ele și noi să ne regăsăm ca parteneri sau ca oameni care au adus un plus, o plus valoare în aceste relații. Domnule Beniuc, da, e posibil lucrul ăsta? Pentru că, iată, fac referire la Nazarbayev, care spunea că în prezent aproximativ 40 de țări din lume manifestă interes pentru Uniunea noastră. Respectiv, instabilitatea chiar din zonă creează anumite dificultăți. Uitați-vă, cred că acolo, chiar și în Consiliul Suprem, da, se pune în capul mesei relațiile economice. Și e bine că Uniunea Euroasiatică se oprește aici la relațiile economice. Ori amuia euroscepticismul pe ce se bazează? Se bazează pe intenția de a reveni la relațiile din 1957 în Uniunea Europeană, am în vedere. Pentru că atunci erau relații economice. Iar după tratatul de la Maastricht din 1992, lucrurile s-au complicat enorm, pentru că au fost vreo 6 valuri de aderare la Uniunea Europeană, iar ultimele s-au axat pe principii ideologice, pe principii politice, dar nu pe principii economice. Economia a trecut undeva, iar după tratatul de la Lisabona, care a substituit în fond Constituția Europeană, lucrurile s-au complicat și mai mult. Se votează exact cum se votează în Parlamentul Republicii Moldova, cu majoritate. Dacă trebuie, ești votant. Da. Domnule Bolea, eu cred că dumneavoastră sunteți întrebat cel mai des, sau veți fi întrebat cel mai des, care sunt avantajele participării la acest Consiliu Suprem al Uniunii Economice Euroasiatice? Și aici poate aș deschide parantezele la ceea ce spuneau și domnul Stepaniuc și domnul Beniuc. S-a examinat posibilitățile de lărgire și cooperare dintre state, comerțul, economie, industrie, finanțe, dar și politici de protecție socială. Rămân a fi punctele forte astea pe care le-am trecut eu în revistă? În primul rând, corect au spus colegii că Uniunea Economică Euroasiatică, în primul rând, este o uniune economică, da, bazate la prima vedere pe aceleași principii care au fost constituit și Uniunea Europeană, pe libera circulație a capitalurilor, mărfurilor, a persoanelor, protecția socială, da, a cetățenilor acestor state care fac parte din Uniunea Economică Euroasiatică. Și acest lucru duce avantajul mare pentru statele care fac parte din această Uniune. Și pentru noi ar fi benefic acest lucru, deoarece trăim în era globalizării, da, hotarele dispar încet între state, da, în același timp și migrația, da, popoarelor, a cetățenilor dintr-un stat în altul este mare și aici trebuie să vedem și mai ales că în această era a globalizării fiecare stat totuși există o concurență foarte mare în această lume și noi trebuie să ne determinăm, da, și să fim de fiecare dată să ținem piept la această concurență. Ori apar diferite structuri economice, în primul rând, de acest gen, în afară de Uniunea Economică Euroasiatică, concurență, nu știu, tot a Uniunii Europene, Statelor Unite face și țările membre BRICS și țările membre din Asia de Sud-Est, alte țări, adică de fiecare dată apar diferite conglomerate economice,
De ce? Deoarece este mult mai ușor să supraviețuiești în sens economic și să faci niște salturi calitative, da, în această direcție, când sunt mai multe state, când există o cooperare la nivel economic. Și asta dă posibilitatea, totuși, în viața omului zi de zi, da, să fie făcut un progres, o mișcare înainte. Și în acest sens, chiar acele cifre, care, acele statistici care putem să le liber să le găsim și pe internet, vedem că doar Uniunea Economică Euroasiatică are, să-i spunem, da, e născută nu de mult. Iar acele cifre dezvoltare economică în cadrul acestei Uniuni arată că are dreptul la viață și statele care fac parte din această Uniune se dezvoltă dinamic. Și chiar dacă, iată, domnul Beniuc, dumneavoastră a spus despre faptul că la noi aici în regiune, da, există o instabilitate, dar uitați-vă chiar și la Armenia, da? Acolo din, până în prezent, acel diferent între Armenia și Azerbaijan de fiecare dată, da, izbucnește și tot există o instabilitate, dar conducerea, da, și poporul armean a hotărât așa cum a hotărât și acum, fiind un stat membru a Uniunii Economice Euroasiatice, arată un salt calitativ economic. Da. De asta nu trebuie să ne temem și, într-adevăr, acea politică care o duce domnul președinte, o politică de externă, echilibrată, pe mai mulți vectori de mișcare, eu cred că este una binevenită. Este una grea, da, este un angajament serios a președinției, dar vedem că domnul președinte, da, se isprăvește până când cu acele sarcini care și le-a pus dumnealui. Da, domnule Stepaniuc, am ascultat foarte atent luările de cuvânt și destul de interesant mi s-a părut discursul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, din care am identificat anumite teze care urmează să aibă un impact asupra și a noastră, a celor care trăiesc aici în Republica Moldova, și cu permisiunea dumneavoastră o să citez. Atunci când se calculează pensiile în țările Uniunii Economice Euroasiatice, este necesar ca munca pe teritoriul tuturor țărilor membre să fie inclusă ca experiență de muncă. Despre acest lucru a remarcat domnul Putin. Eu vreau dumneavoastră să ne deschideți parantezele de rigoare, să ne spuneți cât este de realist acest proiect. Eu nu sunt economist și n-ar putea să dau apreciere, da, dar având în vedere în ce măsură cunosc legislația așa noastră și Federația Rusă în domeniul respectiv, așa desigur sunt și părțile pozitive. Într-un fel ne-am bucurat dacă pensia medie ar crește. Avem în Rusia acum gastarbeiteri probabil că 500-600 de mii de oameni și oamenii ăștia ar avea probabil cât de câștigat. Dar aici sunt niște riscuri pentru economiile statelor mai sărace, mai mici ca a noastră, din cauza că fluxul de migranți nu s-ar opri, ar continua, s-ar fi un imbold ca lumea să plece, să duc să-și fac pensii mai bune. Lucrurile trebuie, desigur, calculate bine și meditate. Mie mi se pare mai important în discursurile și a președintelui Putin, și a președintelui nostru, și altora, a Kazahstanului, în sensul, totuși, principalilor proiecte economice. Proiecte care trebuie să întrunească nu o țară, dar câteva țări. Și este bine că și președintele Putin a vorbit că este interesul față de Republica Moldova, față de economia noastră. Și asta, cred că, ne creează nouă anumite posibilități, perspective de a dezvolta mai departe, de a încerca. Vă spun, fiindcă eu aducem cumva un exemplu care l-am auzit încă aproape 20 de ani în urmă, când a fost laureat premiului Nobel Stiglitz în Republica Moldova, fiindcă el, acest mare economist recunoscut cu autoritate internațională, spunea ca așa, vreți, nu vreți, aceste crize
economice care o să atingă în primul rând industriile mari, ei o să afecteze omenirea tot mai mult și tot mai mult. Și aici nu o să ne salveze niciun fel de comunități. De atâta, în afară de marele proiect care le aveți voi geopolitice și vreți să aderați la unul sau la altul, nu uitați de specificul economiei voastre, nu uitați de piețele de desfacere și dacă specificul vostru este legat anume cu agricultura, cu cernoziomurile, trebuie să înțelegeți că lumea vrea să mănânce de 3 ori pe zi. Și el ne sfătuia pe lângă proiectele astea modernizatoare pentru industrie, tehnologie și așa mai departe, să avem de grijă și de piețele de desfacere. În acest sens, întreprinderile mixte, proiectele care sunt legate cu transporturile, da? Proiectele care sunt legate cu investițiile, anume în ramurile de bază tradiționale a economiei noastre, a vecinilor noștri, trebuie să fie fundamentale în viziunea mea și eu am auzit și alți economiști, inclusiv din țară, dice, care vorbesc la acest subiect. Și de atâta ne apucăm de proiecte economice. Dacă ele o să înceapă a da efecte, pe urmă e clar că o să vină timpul să ne domerim în ce măsură noi trebuie să avem un echilibru în utilizarea forței de muncă. Fiindcă, desigur, libera circulație a forței de muncă e o mare libertate acum și ea e utilizată de liberali și de economia în general, în primul rând, europeană. Dar noi trebuie să înțelegem că avem nevoie de o economie mai mult social orientată. Ea nu trebuie să servească numai marilor monopoluri. Nu are importanță de unde. Că e din Europa, că e din Germania, sau că e din Rusia, sau că e din Kazahstan. Oamenii bogați sunt astăzi. Și ei, desigur, vin și vor să investească, dar e clar că, în primul rând, au interesul lor, spunem așa, în primul rând, în gust de a face bani. Guvernele de atâta și există, ca să gândească și la populație. În acest sens, desigur, propunerea președintelui Putin în sensul pensii aceasta unică pentru migranți, pentru spațiul acesta, între merită probabil că discutat suplimentar, dar ea e atractivă. Hai să vorbim așa, la nivel declarativ ea e foarte, foarte atractivă. Trebuie să vedem dacă este în interesul nostru național ca să aderăm la toate programele respective. Adică noi avem nevoie de locuri de muncă acasă. Noi nu trebuie să stimulăm, să creăm prilejuri ca lumea să plece. Fiindcă hai să recunoaștem, chiar și aderarea acestui acord de asociere cu Uniunea Europeană, el desigur are părțile lui pozitive și președintele Dodon în sensul ăsta, el e gata și e obiectiv, am observat în ultimii ani, el s-a modificat puțin viziunea asupra lui. Dar el are concret și părți negative. Să nu ne atragem în alte căpcane legate de acum de cealaltă Uniune Inter, deci această economică euroasiatică. Să fim atenți. Dar, desigur, în direcția respectivă trebuie de mers. Da. Domnule Beniuc, eu vreau să pornim de la faptul că, iată, acum un an, în mai 2018, Republica Moldova a obținut statutul de observator a acestei Uniuni Economice Euroasiatice. Și ceea ce urmează poate reprezintă poziția mea subiectiv în calitate de ziarist și vreau punctul de vedere al dumneavoastră. Țara noastră a fost tratată pe picior de egalitate. E un semn pentru că vreau să aduc un pic mai târziu niște cifre și domnul Stepaniuc a adus mingea la picior în acest sens. Șeful statului remarca că în 2018 schimbul de mărfuri dintre Republica Moldova și Uniunea Economică Euroasiatică a crescut cu 10%, iar în perioada ianuarie-martie curent cu 3,5%. Sunt date relevante. Dacă noi suntem tratați pe picior de egalitate, în primul rând, facem o analiză comparată. Da. Eu urmez ceea ce am început, analiza comparată între UE și UEEA. În primul rând, să începem. Uniunea Europeană este foarte structurată și ierarhizată. Sunt țări cu viteza 1, cele care, conglomeratul de țări care da. Au constituit Uniunea Europeană, da? Sunt 6 la număr, da? Sunt țări care au venit în alte valuri, care a declanșat în 1973, da? Și sunt țări care au venit în 6 etape, mai contemporane după da. 90, în 6 etape după 90, care au completat cele 28 de țări a Uniunii Europene. În sensul ăsta, Uniunea Europeană este foarte ierarhizată, dar și extrem de politizată. Și extrem de politizată. Cu parlament, un fel de protostat care nu este stat și un fel de uniune care nu este uniune. Deci aici este marele zvâcniri
și contradicții, ori aici se zbate, și în sensul ăsta, se zbate contradicția dintre interesul național, interesul de țară, interesul de stat și interesul general comunitar. De aceea toate zvâcnirile astea acum care se petrec în Europa, se petrec în albia asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, Uniunea Euroasiatică îi primește pe toți ca membrii egali între ei. Și să fie asta nu numai un început, dar să fie asta o durabilitate și o politică general acceptată în Uniunea Euroasiatică. O țară, un vot. Indiferent de ce e, că ești mai mare, mai mic și așa mai departe. Evident că economiile joacă rolul lor. Cât mai tare ești din punct de vedere economic, cu atât votul tău, dar care este unul, contează. Contează, pentru că acolo merge la nivel de consens, precum a început Uniunea Europeană. La nivel de în Uniunea Euroasiatică, la nivel de înțelegere, de consens. Țările nu sunt multe, da? Și în sensul ăsta contează ce economie ai. De tăi s-au adus cifre. Eu țin minte dintr-o carte pe care noi am produs-o acum 2 ani de zile, avem cifrele din 2014, pare mi-s. Vreau zic că PIB-ul în Rusia, țărilor membre a Uniunii Euroasiatice. Deci PIB-ul Rusia era undeva de 16.000 pe cap de locuitori, a Kazahstanului era în jurul la 14.000, a Belorusiei era 13.000, a Azerbaijanului era, cu toate că nu este membru plenar, undeva de 11.000 și merge acolo. Armenia vă 3.000, pe urmă, ce mai este acolo, alte țări mai așa ia, 1200-1300. Și aici apare problema diferenței dezvoltării economice și a volumului de producție chiar. Deci sunt țări care sunt foarte slab dezvoltate acolo și iată aici disensiunile astea pot să produc și niște neînțelegeri de alt caracter. Dar asta și este bine. Uitați-vă, noi fiind cu un PIB de cât acolo? 4-5 mii de... 2000. Cât acolo? 2000. Real 2000 și ceva. Bun, 2000. Nu am vrut și eu să ne ridicăm în slăbă. Sunt optimist, da. Scuze, iată, vedem pe și colegul meu Bogdan Țerdea în spatele domnului președinte, da, secvențele video. Dumnealui a făcut chiar și o comparație în anul trecut cu Papua Noua Guinee. Da. Papua Noua Guinee, PIB-ul pe cap de locuitor în jur de 4.600 de dolari. Adică noi mai avem să creștem. Revin la întrebarea principală. Deci, și este bine că este diferența de dezvoltare economică. Noi fiind producători de produse alimentare, precum spunea domnul Stepaniu, și având baza, pământul pentru a produce chestiile astea, noi din masiv putem să le exportăm în țările dezvoltate, cu mulți bani, cu piață mare, ceea ce este Uniunea Euroasiatică. Putem specula pe acest fapt. Domnul Bolea, noi suntem competitivi pe piață, ca să continuăm gândul enunțat de domnul Beniuc. Putem fi competitivi? Depinde în ce industrie. În agricultură eu sunt ferm convins că suntem competitivi. Ceea ce a vorbit și domnul președinte, că țările membre a Uniunii Economice Euroasiatice anual importă produse alimentare, da, în jur de 30 de miliarde de dolari. Capacitatea de producere, nu știu, Republica Moldova, dacă nu greșesc, în jur de 500 sau 700 de milioane a producției agricole, diferite conserve, vinuri și alte produse alimentare. De Doamne, noi să avem capacitatea, da, să hrănim pe parcursul anului 2-3 orașe mari sau poate 2-3 regiuni din partea europeană a Federației Ruse sau eu știu din Kazahstan. Deci un potențial enorm pentru producătorii noștri agricoli. În același sens, eu cred că în ce ține de producția
de, nu știu, haine, vestimentații, încălțăminte și așa mai departe, de asemenea putem să fim competitivi. Problema este alta, că la noi întreprinderile din această sferă lucrează mult cu Uniunea Europeană în lon, adică în baza tehnologiilor, da, materii prime care este adus aici, pe loc se prestează doar serviciu, da? Și pleacă marfa mai departe în Uniunea Europeană, lăsând bine, mizer, da? Marja este mizer, da. În ce ține, adică valoarea adăugată foarte mică. Dar în țările membre a Uniunii Economice Euroasiatice, iarăși tot în acest domeniu, sunt volume foarte mari și de Doamne, noi să ținem piept, da, la necesitățile din acest stat. Până la urmă să nu uităm că în întregul său, Federația Rusă, Belarus, Kazahstan, Armenia, Kirghistan, ei sunt în jur de 250 milioane de populație, adică o piață foarte mare. Iar dacă să vorbim despre acele proiecte care se inițiază aceste uniuni, inclusiv cu China, Mongolia, ce este în parte în Asia, atunci și proiecte de infrastructură, da, căi ferate, drumuri și așa mai departe, care inclusiv ar putea trece și aici pe teritoriul, prin teritoriul Republicii Moldova, atunci e principalul noi să ne orientăm pozitiv, reieșind din interesul Republicii Moldova. Până la urmă, ceea ce se încearcă, da, ca să le aducem businessmanilor din diferite țări, este acea platformă care poate să fie Republica Moldova între Est și Vest, având și acordul de liber schimb în cadrul CSI-ului și acest statut de observator în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice și de CFTA-ul cu Uniunea Europeană, eu cred că noi am putea să fim o platformă, da, unde businessul să discute, unde businessul să nu concureze, dar invers, să colaboreze aici, în Republica Moldova, deoarece, știți cum, din punct de vedere politic, ne uităm ultimii ani, politicienii s-au svădit, cât europeni, americani cu ruși, americanii cu europenii, americanii cu chinezii, chinezii cu... Deci există așa o svadă la nivel mondial, da? Iar proiecte care să unească eforturile, da? Proiecte, da, care să deblocheze situația, poate să nu fie la general, da? Dar într-o regiune oarecare. Ele sunt foarte puține. Eu cred că Republica Moldova ar putea să fie un asemenea proiect care să-i unească și business-ul din Europa, atât și business-ul din la Est de Republica Moldova, în așa mod ca ei să colaboreze, iar noi să nu uităm și de interesul nostru. Să colectăm, da, și niște impozite, să dăm locuri de muncă bine plătite cetățenilor noștri și să ținem cont la alte proiecte sociale care trebuie să le implementeze guvernul. Până la urmă, sunt de acord cu domnul Stepaniuc că guvernul trebuie să aibă o politică pro-socială activă, în sensul, da. Domnule Stepaniuc, cel puțin după anul 1990 și este omniprezent în spațiu public o afirmație potrivit cărea Republica Moldova este o țară agrară. Iată, am văzut ieri și pe parcursul zilei de astăzi o investigație care a fost făcută publică, care ne arată că și pământurile noastre nu sunt ale noastre, au fost cumpărate pe un capăt. Mai este valabilă această afirmație, reieșind din ceea ce îl întrebam pe domnul Bolea, mai putem noi fi competitivi în sectorul agricol? Vă rog. Noi trebuie să fim competitivi în domeniul respectiv, fiindcă asta e tradiția specifică economiei noastre, are tradiții vechi. Fiecare din noi știe să dea viță de vie, știe să îngrijească un pom, să luptă cu bolile și așa mai departe. Practic, fiecare moldovan într-un fel e viticultor. Da. Dar suntem o țară agrară, suntem o țară de țărani.
Desigur, noi am avut la nivelul anilor 70-80 o industrie foarte bunișoară și dacă ne reușea, așa cum au făcut-o belorușii sau au făcut-o uzbecii sau azerii și păstram și renovam, aveți o avem. Din păcate, politicienii noștri au fost mai slabi, administrația. Dar până la urmă, 30 de ani, am trecut niște lecții și dacă nu au făcut-o cei de ieri, trebuie să o facă măcar aici de mâine. În acest sens, când vorbesc despre interesele naționale, interesele naționale este de a fortifica, de fapt, elitele. Universitățile să stăruie, dacă nu le reușește azi, o să le reușească mâine, dar trebuie să o facă și politicienii, trebuie să o facă inclusiv și alegătorul în timpul alegerilor. Iată, relațiile sunt stabilite. Ce putem noi penetra piața? La ziua de astăzi trebuie să tehnologii. Pentru a fi a face tehnologii, trebuie să avem politicieni pragmatici. Au venit la noi în fruntea țării politicieni pragmatici? Eu cred că încă nu. Eu cred că încă nu, da, noi azi vorbim de Partidul Socialiștilor, noi vorbim azi de componenta partidului președintelui Dodon, dar, sincer vorbind, asta nu este de ajuns. Este nevoie de o conlucrare mai mult a oamenilor pragmatici de la diferite viziuni, fiindcă, hai să recunoaștem, altă jumătate de țară privește în gând spre Occident și este o realitate a Republicii Moldova. În acest sens, de muncă este foarte și foarte mult. Dar, repet, ca să devenim competitivi, trebuiește mai multă muncă. Dar eu vă atrag atenție, eu atrag atenție și am mai spus și în alte emisiuni. Noi nu avem partide care serios au programe economice. Fără spărare, fără niciun fel de spărare. Noi trebuie să privim la lucrurile astea pragmatic. Și atunci când ne-au venit în alegeri și ei spun că ia, că cu noi o să fie bine, că noi o să facem legături cu Europa și americanii o să ne dăie bani și Uniunea Europeană o să ne dăie credite și numai noi suntem gata și una și alta, atunci trebuie întrebat real, dar care sunt proiectele voastre? Dar și real voi, cât întreprinderi, doar un politician suedez când ies în fața electoratului, el spune, eu o să reduc șomajul până la 1%, eu o să încerc să în zona aceea să fac dezvoltare durabilă și vă promit că acolo să apară locuri de muncă. La noi politicienii nu fac lucrurile acestea. Când politicianul iese în frunte și ne spune dacă o să venim noi la guvernare, voi o să aveți bani de la Uniunea Europeană. Asta e singurul program, nu vreau să numesc partidul respectiv. În acest sens de muncă este foarte mult. Noi trebuie să ne facem iluzii, mai ales în zona noastră. Un factor mie mi se pare pozitiv mâine după alegerile din Ucraina, el a apărut. Fiindcă dacă clasa politică ucraineană o să fie mai pragmatică, dar eu vreau să cred că ei au mai prins la minte, el e un partener foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova și eu sper că ei pragmatic o să uite și la relația cu Uniunea Europeană, încotro ei tind parcă, da? Dar și să facă în spațiu celălalt economic. Fiindcă ei au o economie la fel destul de ruinată, mai ales în ultimii ani. Și asta ar fi un factor și pentru noi. Noi trebuie să restabilim, în primul rând, relațiile politice cu dânși, cu Ucraina, numai decât politico-diplomatice, trebuie să le restabilim, deși ele există, dar trebuie să o facem mai activ. Și acest partener, la fel, proiectele economice. Sunt niște lucruri. Noi avem niște mărfuri specifice care sunt asemănătoare cu lor și aici trebuie să găsim niște tratative. Guvernul trebuie să lucreze activ, fără demagogia integrării europene sau integrării euroasiatice. Până la urmă, noi suntem observatori în această Uniune și eu cred că președintele Dodon, ca persoană pragmatică și un viitor prim-ministru, care trebuie să fie un bun profesionist în domeniul economiei și trebuie să vorbească concret de proiectele economice. Ce formăm azi în centrul Republicii? În ce domenii noi avem? Noi avem programe și foarte buni. Și această linie tehnologică, tehnologiile respective, noi deloc nu ne-am fortificat. Noi avem încă rămășița științei în care ne propune 40-50 de tipuri de mărfuri și spate astăzi de revitalizat. Aceeași industrie deci ușoară, cum îți spun, industrie ușoară de producere. Aici noi avem niște tradiții și ele există astăzi încă în Transnistria, la Tiraspol. Și dacă avem niște parteneri, Uzbekistanul, Azerbaijanul, Kirghizia și alte, și țările astea mai produc niște materii prime, de ce aceste întreprinderi nu pot fi deschise astăzi la nivelul Ucrainei? Ucraina are aceeași probleme. Când am putea să avem aici niște întreprinderi mixte, Uzbekistanul, Ucraina, Moldova.
Limba o cunoaștem, tehnologii au învățat, inginerii au învățat după aceleași manuale, să duc după tehnologii în Occident, astăzi China are aici performanțe inevitabilă și atunci având în vedere materia primă care o au uzbeci și eu produc azi multă și de toată și exportă, și noi știm acasă, cusătorile noastre erau calitative, mărfurile respective se exportau în perioada sovietică în Franța se duceau, în Italia. Și dacă uitați-vă, italieni și francezi doar ce au venit în coaie și au deschis întreprinderile astea. Dar tăi iau, știu că moldovenii făceau, RSS-ul făcea în zona asta, producea. Și ei aduc în materia primă, produc și repede, export. Adică noi calitatea tehnologică încă ei există și nu trebuie de pierdut timpul, fiindcă dacă o să pierdem azi timpul, mâine nu o să aibă în general. Se poate întâmpla să fie prea târziu. Da, cer scuze. Domnul Beniuc, vreau să vă întreb, iată cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Economică Euroasiatică a început în aprilie 2017. Am asistat la tot felul de divergențe, iau ghilimele de rigoare, sub aspect politic, fiind pe baricade diferite, președinția versus guvern. Iată, viitorul politic și în țara noastră este unul incert. Domnul Stepaniuc vorbea de anumite proiecte care inevitabil trebuie să aibă o aplicabilitate și în timp. Se poate întâmpla ca lucrurile să se distorsioneze într-o anumită situație? Uitați-vă, deci noi exportăm în Uniunea Europeană majoritatea produselor industriale care se fac aici și produsele finite în agricultură. Hai să spunem, eu am în vedere Tiraspolul, Benderul, exportă majoritatea producției în Uniunea Europeană, iar aici chiar și vinăritul și celelalte produse agricole finite, tot în Uniunea Europeană. Volumul este mic, dar procentul este mare. Dacă noi mai mult exportăm în Uniunea Europeană decât în Uniunea Euroasiatică sau, să spune, în Rusia. Dar eu aș continua ceea ce a spus domnul Bolea. Deputat Bolea. Da, domnul Bolea spunea despre platforma asta de cooperare și colaborare și așa mai departe. Dacă noi am fi deștepți și am putea prelungi mai departe ceea ce a început domnul Dodon cu forumul economic în Republica Moldova, în care s-a accentuat, păi faceți o leacă de stabilitate aici, pentru că noi am avut chiar urâta ocazie acum câteva zile în urmă ca o delegație care a venit la IRIM la o conferință științifică să fie oprită la vamă și cercetată. Ce căutați voi în Republica Moldova? Oamenii cei au venit speriați și dezarmați cu totul. Da, business-ul trebuie să vie aici, fiind conștient de faptul că ei vin la ei în întreprindere, acasă vin. Și nu-i va leza nimeni și nu-i va înjosi nimeni. Și ei sunt gata, declarând cum să aducă miliardul de investiții anuale. Ia că uitați, facem comparație. Eu deloc nu sunt împotriva valorilor europene, dimpotrivă. Eu le promovez prin profesia mea de lector universitar. Citim cursuri, facem cursuri pentru structura și funcționalitatea Uniunii Europene și așa mai departe. Eu nu că nu sunt împotrivă, eu sunt cel care asimilez acele valori. Dar noi nu trebuie încă o dată să tragem, cum s-ar spune, masca pe ochi, acoperindu-ne cu masca ideologică și să nu mai vedem nimic. Ia ca numai Uniunea Europeană. Deci acest miliard investit aici, asta și va provoca dezvoltarea tehnologică. Tehnologia nu vine prin știința, mă rog, părere de rău o spun, academii produse de către Academie de Știință, că acolo nu e nici știință, nici tehnologie, cu părere de rău, pe oamenii ăștia acum îi distrug. Sau prin universități, care nu mai fac știință veritabil cum se mai făcea înainte, în colaborare cu Academia de Știință. Nu se face nimic. De aici tehnologie noi nu avem. Doar prin investiții masive în Republica Moldova, inclusiv din Uniunea Euroasiatică, vor veni și aceste tehnologii. În caz contrar, noi rămânem numai la cusut izmene, la mașinile de cusut aduse din alte țări. Înțelegeți? Da. Pentru că investiția presupune pregătirea specialiștilor, inclusiv la Universitățile Republicii Moldova, inclusiv la Universitatea Tehnică, inclusiv la alte instituții și așa mai departe. Iată, asta va fi triggerul cealaltă care va porni și dezvoltarea tehnologică a Republicii Moldova. Acum, un alt moment.
odată și scurt de tot, odată și noi exportăm inclusiv în Uniunea Europeană, dar acolo este vorba de un alt nivel de calitate, noi masiv cu această calitate a produselor putem exporta și în Uniunea Euroasiatică. Economistul nu caută ideologie, el caută piață. Da. Domnule Bolea, ce urmează la modul concret? Mai avem un minut jumătate. Ca părerea agenți... mea, la modul concret, viitorul guvern trebuie să fie în tandem cu instituția președinției. În cazul în care discursul va fi diferit, așa cum îl întrebam pe domnul Beniu? O să fie foarte greu. În cazul acesta o să fie foarte greu. Până la urmă, dacă să vorbim referitor la atribuții, conform Constituției, președintele este responsabil de politica externă. Și în cazul respectiv, guvernul, prin intermediul Ministerului de Externe, trebuie să fie în aceeași undă cu președinția, da? Și acolo unde penetrează, să spunem, sau sparge gheața, da, domn președinte, trebuie să vină ministrul de externe, prim-ministru și deja concret să semneze acorduri și să înceapă lucru practic, la mod practic și serios. Dacă o să avem un asemenea tandem și o asemenea colaborare între președinție și viitorul guvern, eu cred că va fi mult mai bine. Stimați domni, eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analytics, sunt Vlad Madan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.